Ați revenit pe pagina noastră, pagina RSF-ului. Sper că ați avut toți o săptămână bună. Sunteți sănătoși. Dacă e joi seara, da, e din nou timpul să ne întâlnim și să mai aflăm lucruri interesante. De data asta, domeniul este matematică, care poate, așa, cu perspectiva din România, apare un pic... sau perspectiva sistemului și școlii din România pare un pic așa de speriat, da? Matematica, doar că astăzi avem o cercetătoare, da? Care ne va demonstra că matematica este mult mai accesibilă decât am crede noi și poate n-ar trebui să ne speriem așa de mult de ea și, din contră, să o privim cu alți ochi și să privim în jurul nostru cu alți ochi, având un pic de cunoștințe de matematică. Adică matematica ne poate schimba perspectiva și în viață. Și pe această cale îi spun Lianei, bine ai venit la Romanian Science Festival. Bine te-am găsit, Oana, bine v-am găsit pe voi toți, cei care ne ascultați. Liana Heuberger. Ea intră pe undele noastre din Franța, deși parcursul ei în cercetare este, așa, prin mai multe țări, originară din, de unde altundeva, cred că v-ați obișnuit deja, Baia Mare. Suntem, într-adevăr, destul de mulți din Baia Mare aici, la Romanian Science Festival, și poate vă întrebați de ce. Am întrebat-o și eu pe Liana ieri, și cumva am vorbit, zic, așa avem cumva, parcă grupul nostru de Baia Mare la Romanian Science Festival. Și Liana mi-a spus o chestie care cumva m-a impresionat. A zis, știi, poate, cred că din cauza că sunt două licee în care profesorii chiar își dau interesul și transmit pasiunea aia spre știință către elevi. Și cred că acolo e cheia, nu? Liana, ce zici? De unde a început pasiunea ta pentru matematică? Nu pasiunea, hai să nu zicem pasiune, că poate când ești copil n-ai o pasiune, dar ai o curiozitate. Pentru mine a fost destul de ușor să-mi îndrept privirea, cum ar fi, spre matematică, pentru că părinții mei sunt profesori de matematică. Clar mi-au plăcut foarte mult profesorii pe care i-am avut în gimnaziu, liceu, faptul că am lucrat foarte mult cu părinții mei și acasă. Câteodată am fost la olimpiade. Nu pot să spun că am fost extrem de pasionată de matematică în liceu și în gimnaziu. Cu adevărat a început să-mi placă mai mult materia de facultate, dar da, clar am fost foarte curioasă încă dinainte. Și curiozitatea asta te-a dus de la liceu, te-a determinat să, după ce, bineînțeles, ai participat la câteva concursuri naționale, te-a determinat să-ți alegi practic facultatea și, uite, cariera în cele din urmă. Și ai studiat la București matematica. Da, am studiat la București. Cred că în momentul în care am început facultatea, nu mă gândeam că neapărat că vreau să fiu cercetător. Era mereu ceva acolo în spate, ca un fel de posibilitate, dar nu neapărat care să se materializeze. Adevărul e că atunci când începi facultatea de matematică, poți să faci foarte multe lucruri până la sfârșitul ei. Poți să faci statistică, poți să ajungi să lucrezi într-o bancă, poți să fii, de ce nu, profesor la liceu, gimnaziu, etc. Și, într-adevăr, mie cred că îmi surâdea mai mult ideea să predau la o facultate, pentru că nu știam ce înseamnă cercetarea și cum e să te uiți la o problemă și să o studiezi într-un mod îndelungat și profund. Asta nu poți neapărat să afli în liceu, nici măcar dacă mergi la olimpiadă, pentru că chiar dacă e extrem de multă muncă, cel puțin ce făceam eu era mai mult așa punctual sau probleme la care trebuia să-ți pice FISA dacă te-ai antrenat suficient, chestii de genul ăsta. Nu era pentru mine, din nou, pentru alții poate e altfel,
nu era așa un sentiment de explorare a unui teritoriu nemai văzut sau inventare de conceptele care vin pur și simplu, se creează pur și simplu în mintea ta. Asta e partea care îmi place mie cel mai mult la matematică acum. Dar a fost un drum destul de lung de parcurs. A fost lung, un drum lung, dar un drum care ți l-au deschis profesorii din Facultatea de Matematică din București. Care da, mi se pare, da, foarte mult profesorii de acolo. Aș vrea să ne zici un pic, că eu cred că e foarte important să cumva, în special că mulți tineri se gândesc că poate cheia succesului în carieră sau, eu știu, șansele pentru o carieră, practic, ți-s mai mari dacă mergi și faci o facultate în străinătate, dar aș vrea cumva să punem accentul că sunt domenii sau sunt facultăți în România unde chiar sunt profesori pasionați, unde chiar se face școală și se face școală cu pasiune și frumos. Da, într-adevăr. Deci, mie mi-a plăcut foarte mult la București, dar mi-a plăcut și pentru că eu am o inclinație spre geometrie și, într-adevăr, profesorii de geometrie pe care i-am avut eu când am fost la facultate, deci acum aproape 10 ani, ceva de genul ăsta, mai mult probabil, erau superbi. De altfel, și licența mi-am dat-o cu un profesor de geometrie algebrică, care este în continuare domeniul în care eu lucrez. În general, ei erau foarte încurajatori. Bine, nu eram nici foarte mulți studenți, mai ales când am ajuns la master, erau grupele mai mici. Dar, da, mereu am simțit că se predă la un nivel foarte înalt. Și eu am fost după aceea la master în Franța. Cu siguranță nivelul era comparabil. Nu am absolut niciun dubiu că nivelul predării... Acum, examenele în Franța erau mult mai grele decât cele din România, dar calitatea profesorilor, clar, cu siguranță aceeași. Nu peste tot, dar sunt profesori mai buni și profesori mai slabi. Exact. Peste tot, unde mergi, de fapt. Exact. Și după masterul din Franța, ți-ai făcut doctoratul tot acolo. Da, am rămas la aceeași facultate și mi-am făcut doctoratul. Pentru că îmi găsisem coordonatorul sau un coordonator care îmi plăcea foarte mult, de ce să schimb? Am avut, de fapt, foarte mare noroc când eram eu la facultate spre sfârșitul anului întâi de master, era un program special pentru studenți români care vrea să facă un master în Franța, oferit de o fundație din Franța, care se numește Fundația pentru Științe de Matematice din Paris, FSMP, și ei mi-au oferit bursa de master și după aceea mi-au oferit și bursa de doctorat, de fapt, am fost finanțată tot de către ei. Și, da, mi s-a părut așa că m-au ajutat foarte mult și mi-au urmărit cumva parcursul, pentru că nu e o chestie ușoară deloc să schimb țara, să te adaptezi la, iar felul de predat, structura anului era complet diferită, la examene, chestii de genul ăsta. Și clar, m-am simțit destul de bine ajutată din mai multe direcții. Iar după Franța ai schimbat din nou țara și ai mers la postdoctorat în Anglia. Da, pentru că în timpul doctoratului am început deja o colaborare cu niște matematicieni de la Imperial College și atunci am continuat să merg la ei în postdoc, să continui să lucrez în aceeași echipă, de fapt, cu care încă lucrez și acum. Doar că acum lucrez din Franța. Te-ai reîntors. Da. Aici m-am mutat recent și după aceea a venit un lockdown care nu mi-a permis să mă simt ca acasă la facultatea de aici încă, deși eu apreciez foarte mult facultățile astea care sunt un pic mai mici, departamentul e un pic mai mic, dar asta înseamnă că colegii ajung să te cunoști mult mai bine și să te înțelegi mult mai bine, de fapt, pe termen lung. Și dispare, știi, ideea aia de ierarhie, care se vede câteodată mult mai clar într-un departament foarte mare. Că, na, sunt unii mai seniori, alții clar mai juniori și... Na.
Ai spus că domeniul tău de cercetare este geometria algebrică și abia așteptăm să vedem, să ne prezinți un pic din ceea ce faci tu, într-un mod foarte accesibil pentru noi toți. Așa că până Liliana își pregătește prezentarea și dă un share la screen, eu vă invit să ne trimiteți, să urmăriți prezentarea și pe parcursul prezentării să ne trimiteți întrebările noastre în voastre în comentarii. Iar la sfârșit revenim la discuție. Sperăm să vă facem curioși, să vedeți vorba aia cu ce se mâncă matematica la nivel de cercetare, dar îți urăm succes, Liana, cu prezentarea și revenim la sfârșit. Bun. Pot să încep? E ok? Sper că toată lumea vede ecranul destul de clar, cel puțin. Bun. Acum nu o să vă spun cum merge toată cercetarea în matematică, evident. Vreau să vă spun cum mă gândesc eu la niște obiecte și care e genul de întrebări pe care mi le pun odată ce încep să lucrez cu ceva. Bun. I-am dat un titlu un pic lung, dar veți vedea că este exact despre ceea ce vom vorbi. Prima noastră temă de gândire aș vrea să fie cum reprezentăm ceea ce vedem în realitate. Bun, desigur, răspunsul la întrebarea cum vedem se află într-un domeniu care se numește optică, care ține de fizică și eu nu sunt un fizician, deci nu o să explic foarte multă teorie în direcția asta. Vreau însă ca acesta să fie punctul nostru de plecare. Cum reprezentăm faptul că fiecare dintre noi e un observator individual care are propriul câmp vizual? Și răspunsul e, desenăm în perspectivă. Bun. Foarte multă lume a teorizat acest subiect, în particular pictorii. Și cum orice webinar RSF începe cu puțină istorie despre tema pe care o abordează, vom începe și noi cu puțină istorie despre cum se desenează în perspectivă. Și o să încep cu acest pictor renascentist Piero della Francesca. Nu se știe foarte bine nici măcar când s-a născut, nu sunt imagini cu el, dar desigur sunt imagini pictate de el. Și am pus aici, mai în glumă, mai în serios, că e matematician, pentru că el a făcut, a scris, de fapt, primul tratat despre perspectivă, care se numește De prospectiva pingendi. Nici asta nu se știe foarte clar când l-a scris, dar clar mai spre sfârșitul vieții. Primul tratat despre desenul în perspectivă. Și când spun tratat, poate voi vă gândiți la ce putea asta să scrie la 1400. Păi, de fapt, mai ales fiind pictor și nu matematician, dar de fapt el a scris o lucrare foarte formală unde s-a folosit de vaste cunoștințe pe care le avea de fapt despre geometrie, aritmetică, algebră chiar, cunoștințe despre ce făcuse Euclid, de exemplu, pur și simplu în scopul de a reprezenta lucrurile corect, pentru că era un fel de perfecționist, cum mulți pictori renascentiști de fapt erau. Și nu e ca și cum el a descoperit perspectiva, dar el a fost primul care a scris ca un fel de set de reguli despre cum vezi tu un obiect tridimensional, de exemplu un cub, dacă ai un asemenea obiect, cum îl desenezi corect. Și chestia asta e destul de frumos ilustrată în imaginea pe care o aveți aici în față. Ea este, de fapt, o bucată dintr-un altar pictat de Piero della Francesca. Și aș vrea să vă uitați exact aici, în... poate schimb un pic culoarea. Să vă uitați exact la holul acesta, care, de altfel, este un obiect destul de central, unde se ilustrează exact ideea asta de perspectivă, pentru că, într-adevăr, îți dă o senzație, când te uiți la el, o senzație de adâncime. Deci, îți este foarte clar că dacă tu ai exista în acest context, te-ai putea foarte clar plimba de-a lungul celor 3 sau 4 metri acestui hol.
Și chestia asta nu e foarte ușor de desenat dacă nu știi nimic despre cum să o faci. De exemplu, ai aici o coloană, cum le desenezi pe toate celelalte din spatele ei, astfel încât să fie corect proporționale cu prima. Bun. Hai să vedem cum să facem chestia asta. Aici sunt însă, în desenul acesta, sunt foarte multe obiecte. Hai să încercăm să facem, să învățăm cum să desenăm în perspectivă într-un desen un pic mai simplu. Iată acest desen, care este extrem de colorat și pe care eu l-am făcut când eram în clasa 8-a. De ce spun că acesta este un desen mult mai simplu decât celălalt? Pentru că deja pare că are, de asemenea, foarte, foarte multe obiecte. Dar, de fapt, ce se întâmplă aici este că, în primul rând, toate obiectele seamănă între ele, sau, mă rog, aproape toate, sunt ca niște cuburi, ori mai turtite, ori mai alungite. Se numesc paralelepipede, dar să lăsăm nomenclatura pentru un pic mai târziu. Nu numai că arată cam toate la fel, dar, mai important, sunt toate orientate la fel. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate muchiile orizontale, deci dau aici un exemplu de muchii orizontale, se împart în două mari grupe. Muchiile astea albastre, care merg în direcția cumva spre colțul din dreapta, și muchiile astea mai roșii, care merg înspre colțul din stânga. O să-mi scuzați liniile un pic strâmbe, dar eu nu posed o riglă cum aveam când eram în clasa 8 și făceam acest desen. Bun. Și observ că toate direcțiile astea de câte un fel, de fapt, ele se întâlnesc undeva în spatele desenului. Bun. Hai să aflăm cum să desenăm chestia asta, de fapt, în practică, împreună. Deci, ai un fel de prelungire a colii de hârtie în spatele desenului, pe care se află linia orizontului. Și am reprezentat în această linie a orizontului, sper că puteți vedea, în stânga și în dreapta, câte un punct, care reprezintă punctul ăsta spre care converg toate, toate dreptele paralele dintr-una dintre grupe. Deci, trebuie să menționez aici, dacă te-ai uitat la un asemenea obiect în realitate, deci nu în perspectivă, toate muchiile albastre pe care le-am desenat ar fi paralele. Însă când le desenez în perspectivă, ele nu mai sunt paralele. Bun. Cum să desenez un astfel de obiect? O să încerc să desenez acest cuboid, paralelepiped. Deci e suficient să-i fixezi o înălțime, după aceea unești vârfurile cu unul dintre punctele de pe linia orizontului și cu celălalt dintre punctele pe linia orizontului, îi stabilești o lățime, o adâncime și după aia termin obiectul. Am obținut momentan împreună acest obiect, care într-adevăr arată ca un paralelepiped la care ne uităm noi din perspectivă. Bun. O mică observație pe care aș vrea să o fac acum este următoarea, că, bun, dacă vrem să ne complicăm un pic viața și vrem ca acele două puncte pe care noi le-am desenat să nu fie atâta de speciale, ar trebui să putem să desenăm mai multe obiecte. Ce se întâmplă dacă noi luăm acest obiect pe care tocmai l-am desenat și îl învârtim în jurul axei pe care axei negre? Păi atunci, punctele astea de pe linia orizontului se vor mișca și ele. Și atunci, e normal să nu considerăm că ele sunt așa speciale, ci să considerăm că fiecare punct de pe linia orizontului reprezintă pur și simplu o direcție spre care tind un anumit grup de drepte paralele. Sau toate dreptele paralele, având un anumit vector. Bun. Hai să vorbim despre obiectul care mă interesează pe mine în această prezentare, care este, de fapt, planul proiectiv. Bun. Hai să ne restrângem atenția la un singur plan orizontal. De exemplu, planul pe care ne aflăm noi cu picioarele, planul podelei. Deci, noi suntem în situația pictorului, da? Stăm aici, pictăm,
pictăm obiectul plat care se află în planul podelei și aici apare linia de la orizont, despre care vorbeam înainte. E normal să considerăm că linia de la orizont face, de fapt, parte din planul podelei, pentru că ea apare la noi în desen, cam orice am face. Chiar dacă punctele de pe ea, de fapt, nu reprezintă obiecte din realitate, ea există și face parte cumva din sistemul nostru de referință atunci când desenăm. Bun. În următoarea parte, o să ne uităm la obiecte pe care le cunoaștem din planul real și o să vedem ce se întâmplă cu ele atunci când ne uităm la ele în planul podelei. Deci, ceea ce facem noi acum, practic, nu știu dacă v-ați uitat la joc, dacă ați jucat jocuri video vreodată la, pe calculator, ce avem aici când scriu eu planul real, este ca un fel de map view, ca și cum ai vedea o hartă de sus a ceea ce urmează să faci tu în jocul pe calculator. Și ce voi reprezenta eu în planul proiectiv e vederea POV, cum ar veni, din punctul de vedere al jucătorului care se plimbă prin joc. Bun. Începem cu ce se întâmplă cu dreptele. Deci, dreptele din plan pot să fie în două configurații. Ele pot să se intersecteze sau pot să fie paralele. Am început deja să vă spun ce se întâmplă cu dreptele care se intersectează. Când le vedem în planul proiectiv, iar aici este personajul nostru de joc video, el se uită la cele două drepte, ele continuă să se intersecteze. Deci, practic, nu prea avem cine știe ce schimbare aici. Ce se întâmplă însă când dreptele sunt paralele? Și observatorul stă aici unde este originea sistemului de coordonate. Păi, se întâmplă exact ceea ce am văzut că se întâmplă și în desenul meu din 2002. Aceste două drepte, când ne uităm la ele din perspectivă, se vor întâlni la un punct pe linia orizontului. Cu siguranță ați văzut fenomenul acesta întâmplându-se și în viețile voastre reale. Când stai pe un drum foarte, foarte drept și te uiți spre orizont, ți se pare mereu că marginile drumului se întâlnesc, de fapt, la un punct undeva în zare. Exact asta se întâmplă și aici. Bun. Am făcut chestia asta cu dreptele, hai să ne gândim la alte forme din plan pe care le cunoaștem. A, nu, să tragem o concluzie după chestia asta. Planul proiectiv este foarte democratic. Și anume, dacă înainte, în planul real, aveam drepte paralele și drepte concurente, aceste două categorii, în planul proiectiv, dreptele paralele dispar. Nu mai există drepte paralele. Toate dreptele se întâlnesc pe undeva. Bun, am scris asta aici, am scris concluzia. În planul proiectiv, toate perechile de drepte sunt la fel. Am pus un mic asterisc, pentru că, deci, cum să spun? Nu v-am spus tot adevărul, pentru că nu am discutat ce se întâmplă cu dreptele care sunt paralele cu linia de la orizont. Poate vorbim un pic mai mult despre asta mai spre sfârșit, dar să știți că afirmația este de fapt adevărată în planul proiectiv. Bun. Trecem la alte obiecte, după cum anticipam înainte. Alte forme cunoscute, iată un cerc. Bun. Ce se întâmplă aici? Personajul nostru video se uită pe jos și vede o monedă. Cum îi apare lui moneda respectivă? Păi, iată, apare ca o elipsă. Din nou, cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă. Dacă monedele nu vă pare lipse, gândiți-vă la obiecte un pic mai mari, gen, nu știu, gurile de canal, capacul de la gura de canal, chestii de genul ăsta. Bun, aici am reprezentat cu linie punctată aceste două linii verticale care sunt tangente la cerc. Pur și simplu ca să vă readuc aminte că direcțiile paralele în planul real se întâlnesc în planul proiectiv. Bun. Aici trebuie să ne gândim puțin. Iată o parabolă. Cu toții am văzut o parabolă dacă vreodată am, nu știu, rezolvat o ecuație de gradul 2 sau ceva de genul ăsta la liceu. Aceasta este figura. Bun. Parabola are două ramuri
care când acest Y crește, ramurile se îndreaptă spre infinit. În consecință, aceste două ramuri vor intersecta linia de la orizont undeva. Și misiunea noastră acum este să ne dăm seama dacă aceste două ramuri vor intersecta linia de la orizont în două puncte sau într-un singur punct. Bun. Când dai oarecum zoom out la imaginea de aici, ce se întâmplă cu aceste două ramuri? Păi, cu cât ești de mai departe, cu cât ești de mai departe, cu atât ele se îndepărtează una de cealaltă. Deci, primul instinct este să spui că, de fapt, pe linia de la orizont, ele se întâlnesc în două puncte diferite. Dar ideea e că cine se întâlnește pe linia de la orizont? Ei, lucrurile care au aceeași direcție în depărtare. Ori direcțiile în care merg ambele ramuri tind din ce în ce mai mult spre direcția verticală. Așa că, la infinit, spre linia de la orizont, aceste două ramuri se vor întâlni. Și ceea ce noi vom vedea în planul proiectiv este tot o elipsă. Și care va arăta cam așa. Bun. Ultima formă cunoscută din plan este hiperbola. Deci asta are două ramuri, una deasupra axei X și alta de desubtul axei X. Deci nici asta nu neapărat. Noi în continuare suntem aici unde se întâlnesc cele două axe verzi și trebuie din nou să ne dăm seama ce vedem. Acum nu o să stau foarte mult pe chestia asta, dar vă dau un indiciu. Ramura de dreapta sus și ramura de stânga jos tind către aceeași linie. Deci cu cât le prelungești mai mult, cu atât ele o să aibă oarecum aceeași direcție, din ce în ce mai tare. Și deci, la infinit, ele, punctul ăsta și punctul ăsta, vor fi identificate. La aceeași chestie cu stânga sus și dreapta jos. Deci, surpriză, ce obținem în planul proiectiv este tot o elipsă. Acum vă las pe voi să vă gândiți de ce elipsa asta din spate apare deasupra liniei de la orizont. Și dacă vreți, putem discuta despre asta un pic mai încolo. Oricum, important e că am obținut tot o elipsă. Înainte să tragem concluzia democratică numărul 2, hai să ne întrebăm ce au aceste forme în comun, forme pe care tocmai le-am discutat. Deci, cercul, generalizarea lui elipsa, a cărei imagine e tot elipsă, parabola și hiperbola. Ele sunt așa numitele conice, și sunt, sau secțiuni conice, și sunt toate soluțiile unor ecuații de gradul 2. Ce înseamnă ecuații de gradul 2? Dau un exemplu pentru cercul pe care l-am văzut în slide-ul precedent. Cercul este dat de toate perechile X și Y care respectă relația astea de aici. X la 2 plus Y la 2 minus 6Y plus 5. Nu trebuie să vă dați voi acum foarte mult silința să vă dați seama ce se întâmplă aici, geometric, dar vreau doar să subliniez că gradul 2 înseamnă că puterile care apar la fiecare termen din această sumă sunt maxim 2. Ce înseamnă că toate perechile respectă relația respectivă? De exemplu, un punct 2, 3 se află pe acest cerc. Deci dacă înlocuiești pe X cu 2 și pe Y cu 3, în expresia asta, obții într-adevăr 0. Asta înseamnă că punctul respectiv se află pe cerc. Dacă vreți, puteți să mergeți înapoi la cercul precedent și să găsiți alte puncte de pe cerc. În fine. Important e expresia asta de gradul 2. Bun. Care este concluzia la ce am văzut până acum? Înainte aveam conice. Aveam trei tipuri de conice. Elipsa, parabola, hiperbola. Dar în spațiul proiectiv nu mai avem toate conicile astea, pentru că toate devin, de fapt, elipse. Deci putem vorbi de o singură conică în planul proiectiv. Am scris aici concluzia verbatim. Toate ecuațiile de gradul 2 sunt echivalente. Ceea ce e adevărat
dar iar am pus un asterisc ca să nu cumva să vă mint. Există ecuații de gradul 2 care nu au soluții. Pentru că aici lucrez în corpul numerelor reale, ecuația de genul x la 2 egal minus 1 nu are soluție. Deci toate ecuațiile de gradul 2 care au soluții sunt echivalente. Bun. Acum presupunem un pic că suntem matematicieni. Ne-am dat seama, am tras aceste două concluzii democratice despre planul proiectiv. Întrebarea următoare e, hai să creștem dimensiunea. Dacă creștem dimensiunea și reformulăm concluziile pe care le-am tras până acum, rămân ele adevărate sau nu? Bun. Când creștem dimensiunea, înseamnă că iau absolut tot procesul de la început și pun plus 1 de fiecare dată când am un obiect de o anumită dimensiune. Deci, de exemplu, dacă aveam o dreaptă, acum voi avea echivalentul unei drepte, care este un plan. Bun, înainte, dacă vă aduceți aminte, noi trăiam în spațiul tridimensional și reprezentam pe o foaie obiecte tridimensionale. Aveam, după asta, o linie la orizont. Ce se întâmplă când creștem dimensiunea? Trăim în patru dimensiuni acum, sau presupunem că trăim în patru dimensiuni, și la orizont avem un plan. Hai să adaptăm concluziile. Deci vă reamintesc, concluzia numărul 1 era orice două drepte se intersectează de-a lungul unui punct undeva în planul proiectiv. Concluzia 1 este toate planele paralele se întâlnesc de-a lungul unei drepte din planul de la orizont. Și înainte aveam toate dreptele paralele se întâlnesc la un punct. Rămâne asta adevărată când lucrăm nu în planul proiectiv, ci în spațiul proiectiv. Da. Iată și un desen despre care reprezintă cum se întâmplă lucrurile, de fapt, în acest nou plan. Reamintiți-vă că desenăm obiecte în 4D, la un moment dat ne restrângem la... înainte ne restrânsesem la planul podelei, acum ne restrângem la un fel de spațiu al podelei. Bun. Oricare două plane paralele din acest spațiu al podelei se intersectează undeva în planul de la orizont. Bun. Cum să adaptăm concluzia numărul 2? În spațiul proiectiv, deci tridimensional, toate ecuațiile de gradul 2 sunt echivalente. Înainte aveam în planul proiectiv toate ecuațiile de gradul 2 sunt echivalente. Rămâne asta adevărat? Nu rămâne adevărat. Bun. Iar ne gândim ca matematicieni. E oare un pic adevărat? Și anume, poate câteva dintre ecuații sunt echivalente sau câteva dintre formele trimise în spațiul proiectiv sunt la fel și altele nu? Le putem oare grupa? Cum începem? Păi trebuie să ne gândim iar la cum am început data trecută. Am început uitându-ne la obiecte cu care noi suntem obișnuiți din plan, cercul, hiperbola, elipsa, și după aia am început să le vedem în planul proiectiv. Păi, trebuie să facem cam același lucru. Trebuie să ne uităm la cine sunt formele date de în 3D, date de ecuații de gradul 2. Bun. Hai să vedem. Iată una dintre forme. Acum, eu o să vi le arăt pe toate. Înainte aveam 3, acum vom avea 5 și sper cu imaginile astea vă voi demonstra că, de fapt, v-ați întâlnit cu toate aceste forme, sau cel puțin aproape toate, în viața reală și sunteți obișnuiți cu ele. Nu e ceva așa de care să vă fie frică. Bun. Iată prima formă, un pepene. Sper că pentru binele vostru v-ați întâlnit cu un pepene în viața voastră. O antenă parabolică. Un nor. Dar un nor din forma asta. Aici nu sunt sigură că toată lumea a văzut un asemenea nor, dar mă rog, știți ce e un nor. Un turn de apă. Bine, aici am vrut să pun, cum să spun, am vrut să pun primul obiect de acest tip care a fost construit
vreodată. Primul obiect care să aibă forma asta, care a fost construit vreodată, e un turn de apă din Rusia. Dar, de fapt, ați văzut la viața voastră foarte multe obiecte în forma asta. De exemplu, turnurile de răcire a apei de la diverse uzine și fabrici au exact această formă. Și Pringles-uri. Bun. Acum, noi nu o să putem să analizăm foarte clar matematic aceste 5 obiecte așa cum sunt ele, deci o să vi le desenez matematic și o să vă și spun numele. Bun, un pepene are o formă de elipsoid, o antenă parabolică are o formă de paraboloid eliptic, acest norișor deasupra muntelui are o formă de hiperboloid. Bun, este o parte dintr-un hiperboloid, de fapt, pentru că acest obiect are, de fapt, două cupole. Turnul cu apă este un alt hiperboloid, dar cu o pânză, de data asta, și Pringles-urile sunt niște paraboloide hiperbolice. Bun. Acum revenim la oile noastre, trebuie să ne întrebăm dacă le trimit pe obiectele astea într-un spațiu proiectiv, care are un plan de orizont, cum ar veni la infinit, departe, care dintre ele devin același obiect și care sunt diferite. Bun. Păi, extrapolând exact argumentele pe care le-am făcut când ne-am uitat la dimensiune 2, ne dăm seama că primele 3 forme de aici vor deveni, de fapt, aceleași. Exact cu aceleași argument de dinainte. De fapt, ele se obțin pur și simplu rotind în jurul unei axe o elipsă, o parabolă și o hiperbolă. Deci te aștepți cumva ca ele să aparțină aceleași grupe sau aceleași clase. Și vă spun acum că celelalte două aparțin unei alte grupe. Deci le numesc așa grupa 1, grupa violet, sau mov, și grupa 2, grupa verde. Bun. E un pic mai greu să ne dăm seama despre ce se întâmplă în grupa 2, pentru că ambele aceste forme, de fapt, când le reprezinți matematic, sunt infinite, în sus și în jos. Și atunci ele neapărat vor intersecta acest plan de la orizont. Numai așa de ușor cum e, de exemplu, cu elipsoidul pe care îl pui pur și simplu în spațiu proiectiv și nu intersectează nimic, el rămâne exact la fel. Și după aia devine un fel de referință ca să îți dai seama dacă paraboloidul sau hiperboloidul ajunge acolo. Bun. Deci, e un pic mai greu să ne dăm seama ce se întâmplă cu astea două, însă hai să vedem dacă putem să ne gândim la niște indicii despre de ce măcar de ce neapărat se separă în două grupe, minim, aceste forme. Bun, le redesenez formele din grupa 2 ca să vă dau un indiciu. Iată, aceste două figuri geometrice și doar ele, dintre cele 5, conțin linii drepte. Uitați-vă, aici este o linie dreaptă pe care am desenat-o cu albastru. Și în paraboloidul hiperbolic este tot așa, de fapt, există o infinitate de drepte conținute integral în suprafețele respective. Și asta e foarte clar că cum dreptele rămân drepte atunci când le trimitem în spațiu proiectiv, iar lucrul pe care l-am văzut și în plan, când aveai două drepte paralele sau concurente, ele rămâneau drepte când ne uitam la ele în perspectivă. Cum ele vor rămâne drepte, aceste forme, indiferent de ce facem cu planul de la infinit, de la orizont, ele nu pot deveni niciodată elipsoide, pentru că dreapta e ceva infinit. Or, uitați-vă la elipsoidul ăsta, e cât se poate de delimitat. Nu o să poți să desenezi niciodată o figură infinită în interiorul lui. Și atunci, grupa 1 este diferită de grupa 2. Concluzia metaforică pe care trebuie să o luați din toată această discuție este că dreapta asta pe care o mișcăm de-a lungul unui cerc orizontal aici,
și obținem întreg hiperboloidul sau dreapta pe care o avem aici în paraboloid și o mișcăm de-a lungul suprafeței, e un fel de atom, dacă ne gândim ca la chimie. Iar obiectele din grupa a doua, adică astea două de aici, sunt un fel de molecule compuse din mai mulți atomi. Pe când obiectele din grupa întâi sunt ele însele atomi, nu pot fi descompuse cu tipul acesta de obiecte. Această ierarhizare de obiect simplu și obiect complex stă la baza ceea ce înseamnă să clasifici obiectele matematice. Înseamnă să poți să spui când te uiți la ele dacă unul este un atom sau o moleculă. Și nu e o întrebare extrem de ușoară, pentru că trebuie să-ți dai seama exact ce vrei să însemne un atom, astfel încât asta să fie coerent cu criteriile pe care le aplici deja. O să închei aici cu o ultimă bucată de artă făcută de Gemma Anderson, care este o artistă care colaborează cu grupul de matematică de la Imperial College cu care lucrez. Aceste forme sunt, așa cum spune titlul, obiecte Fano, care sunt obiectele cu care lucrez eu matematică în fiecare zi. Și sunt dispuse aici. Bine, e o metaforă să spui că acesta este un tabel periodic. Desigur, nu e adevărat la propriu. Dar acest desen ilustrează exact conceptul ăsta de ierarhizare și de clasificare care este omniprezent în matematică, de fapt. Și este cumva la temelia multor domenii. Vă mulțumesc! Noi îți mulțumim mult, Liana. Sper că mă auzi, da? Da. Sper că m-ați auzit, da, și voi. Nu, a fost foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Știi de ce? Mi-a plăcut foarte mult. Acum, eu nu sunt de specialitate. Dar cu toate acestea, cumva tu ai încadrat o prezentare tehnică, destul de tehnică, din punctul nespecialistului, din punct de vedere al nespecialistului, între două margini, în sensul că ai început cu arta, ai terminat cu arta și ne-ai trecut și prin mediul nostru înconjurător, să zic, lucruri care le găsim dacă ne uităm un pic mai atent în jurul nostru. Și cred că acolo este esența, practic, a ceea ce fac matematicienii. Și pentru a înțelege mai bine prezentarea ta, am apelat din nou la matematicianul meu favorit, care este profesor de matematică la Universitatea Oxford. Am mai pomenit de el în prezentări anterioare. Se numește Marcus de Satori și el spune foarte frumos, spune că matematicienii practic sunt povestitori, iar personajele pe care ei le folosesc sunt numere și geometrii. Și cumva prezentarea ta a venit practic să ne demonstreze exact lucrul acesta. Ne-ai povestit într-un fel atât de relevant și atât de frumos despre matematică, încât ne-ai făcut să ne deschidem ochii și să vedem că un lucru care pare din termeni matematici pare atât de complex, de fapt noi îl găsim foarte, foarte mult în jurul nostru și practic matematica este doar un alt limbaj pe care putem să-l folosim pentru a înțelege lumea care ne înconjoară. Și mi-a plăcut foarte mult paralela dintre matematică și artă, pentru că dacă matematica cumva pare o știință exactă și arta este plină de creativitate și o disciplină a emoției și a creativității, cumva, de fapt, sunt foarte multe paralele. Și, în special, mi-a plăcut că ai început cu Evul Mediu, pentru că în Evul Mediu artiștii, și din Renaștere, practic, în special în Renaștere, artiștii cumva
au fost cei care au fost primii care au ajutat, practic, matematicienii de la, din perioada respectivă să redescopere figurile geometrice și matematica grecilor antici, în special formele lui Arhimede. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că ai început cu arta de demult și ai terminat cu arta contemporană. Da, asta pentru că este mereu un dialog între ele, până la urmă. Și dacă noi ne gândim că arta nu influențează niciodată matematica, de fapt greșim un pic. Dacă ne gândim, și nici nu neapărat matematica, dar și știința câteodată. De exemplu, câte lucruri în... Hai că voi sunteți cu astronomia așa mai mult. Câte lucruri în explorarea spațială, de exemplu, nu sunt făcute cu tehnici origami, care este, pur și simplu, arta de împăturire a hârtiei. Foarte multe lucruri de genul ăsta sunt așa... se transportă de-a lungul. Ideile circulă tot timpul. Și când e o idee cu adevărat relevantă pentru perioada în care trăim, ea va fi prezentă undeva câteodată în moduri mai subtile, dar va fi peste tot. Și mă bucur că ai menționat, de exemplu, o altă disciplină, da? Adică matematica, până la urmă, este atât de interdisciplinară. Nu poți fără matematică în multe discipline și nu doar cele exacte. Dar, de exemplu, aveam un seminar, un webinar acum nu de mult, despre geografie și despre hărți și de... Chiar ceea ce ne-ai prezentat astăzi mi se pare foarte interesant, pentru că se poate aplica foarte mult în modul, în perspectiva sau cu modul în care redai anumite lucruri din tridimensionale în plan. Și, practic, cum se creează, eu știu, anumite iluzii optice, da. Și pare că nu tot ce ce e redat pe hârtie sau nu știu cum să zic, nu tot e real ceea ce pare, știi, ce e redat pe hârtie. De exemplu, zicea cineva, îmi trimitea un mesaj, Eliza, și zicea, mi se pare foarte interesant că Groenlanda întotdeauna pe o hartă apare foarte mare. Din punctul tău de vedere... Din cauza că nu există nicio hartă... Nu poți să ai o hartă doidimensională care să reprezinte cu adevărat nimic de pe glob. Adică nu există nimic doidimensional care să poată fi reprezentat fidel, cu exactitate. Și da, Groenlanda, într-adevăr, mereu arată... Da, nu ni se pare, de exemplu, că și Africa e comparabilă cu, nu știu, America, chestii de genul ăsta care n-au nicio legătură, de fapt, cu ce se întâmplă în realitate. Da, dar asta chiar e ceva care se știe foarte clar, că nu există nicio proiecție corectă, de fapt. Nu pot să... Că tot prin proiectare se face chestia asta, se face prin... Hărțile se fac prin ceea ce se numește proiecție stereografică, mă rog, hărțile. De fapt, concluzia ale acestei proiecții. Cred că întrebarea care vreau să-ți o adresez, cred că întrebarea care vreau să-ți o adresez e practic cercetarea ta specific. În ce alte domenii crezi că se poate aplica? Păi, cercetarea mea, de fapt, acum, exact domeniul în care lucrez, e de fapt ea însăși motivată din fizica corzilor, fizica cuantică și... cred că e așa un dialog permanent cu fizica cuantică. Un fel de, știi, cursă, cum ar veni. Și asta se întâmplă, de fapt, matematica e foarte aproape de fizică în general și se întâmplă foarte des ca fizicienii să facă diverse experimente și să tragă anumite concluzii și să descopere... să ne dea răspunsul practic la întrebări pe care noi ne-am chinuit zeci de ani cu metodele pe care le avem. E foarte important, în general, să ai mai multe perspective din care să poți să ataci o problemă și cu cât cunoști mai multe materii, doar că, bineînțeles, asta e foarte greu la un nivel foarte înalt,
cu atât, cu cât ai o înțelegere mai globală, cu atât ai mai multe șanse de succes, de fapt. Dar, na, fiecare sunt, toate astea sunt abordări diferite, pentru că, de fapt, când intri într-o, când începi o carieră de cercetare, de fapt, cu teza de doctorat, ești încurajat foarte tare să dezgropi într-o anumită direcție, să mergi într-o anumită direcție și să înveți cât de mult poți despre un singur subiect. Da, asta e o idee bună pentru că poți ajungi la un rezultat sau la rezultate punctuale mai repede așa. Dar asta nu înseamnă că pe termen lung o să ai într-adevăr tot ce îți trebuie ca să ai o carieră de succes. Și ca să revin un pic la mai întrebări mai tehnice referitoare la prezentarea ta, poate vrei să ne spui un pic mai mult despre benzile Moebius. Pentru că acolo, practic, sunt forme cu o singură față și cum proiectăm dreptele în plan referitor la prezentarea ta. Păi, banda Moebius este neorientabilă. Pentru că nu poți să spui aici în sus, aici în jos, așa e, toate e o singură față. Și într-adevăr, cum să spun, dacă v-aș fi dat definiția completă și a planului proiectiv, mai știți că m-am spus că e un pic incomplet pentru că n-am zis ce se întâmplă cu dreptele paralele cu linia de la orizont. Și planul proiectiv este, de fapt, tot o suprafață neorientabilă până la urmă, pentru că nu o să poți să spui care e sus și care e jos. La bine, în general, chestia asta cu banda Moebius nu este neapărat domeniul meu de specialitate, pentru că ține mai mult de topologie decât de geometrie algebrică. Noi, de fapt, folosim obiectele astea în neorientabile, spațiu proiectiv, mai mult pentru exact filozofia asta pe care încercam eu să o prezint, cu faptul că lucrurile sunt tratate un pic mai, obiectele sunt tratate un pic mai egalitar. Și atunci facilitează foarte mult obținerea anumitor rezultate care în plan sunt foarte greu de obținut. Despre incidențe și așa. Dar, într-adevăr, fiindcă este ceva neorientabil, apar benzi Moebius în interiorul, de exemplu, suprafețelor pe care le-am desenat spre sfârșit. Când te uiți la ele în spațiul proiectiv și pui planul acela la infinit, hiperboloidul, primul individ din grupa 2, de exemplu, la care m-am referit, el va fi o sticlă lui Klein, cred. Deci tot ceva neorientabil. Ce ar vrea să te întreb, că ai pomenit de cercetări doctorale, da? La doctorat întotdeauna, practic, ți se cere, în orice disciplină, să aduci o contribuție originală subiectului pe care tu îl cercetezi. Se mai poate descoperi ceva în matematică? Mi se pare așa de interesant pentru că cumva, de atâția ani, nu? De la greci, de la indieni, de la chinezi, deci matematica a fost o disciplină care cumva a tot evoluat, s-a tot descoperit lucruri și mi s-a părut foarte interesant că, de fapt, sunt lucruri care s-au descoperit în matematică și chiar în geometrie destul de recent, adică în secolul 20, în 1975, cumva am descoperit și eu în cercetările mele, acum pregătindu-mă pentru webinarul tău, de exemplu, o figură geometrică numită fractal. Deci mi se pare foarte interesant că totuși, uite-te, după sute și mii de ani de matematică, încă mai descoperim ceva. Mai putem descoperi ceva în matematică și în secolul 21? Da, cu siguranță. Există foarte mulți matematicieni, foarte multe teze de doctorat, mă rog,
dacă ne spunem că toate comisiile de specialitate își fac treaba, a priori toate tezele astea de doctorat sunt lucrări originale. Problema e că e foarte greu de explicat publicului nespecialist în ce constă calitatea sau originalitatea unei lucrări matematice. Pentru că este imposibil ca toate acestea, toate aceste teze, articole, lucrări, în general, sunt un fel de pași mici și, într-adevăr, ajută foarte mult progresul științei să facă multă lume pași mici. Doar că e greu să vezi după aceea relevanța unui pas mic în totalitatea mișcării unui organism foarte mare până la urmă. Și da, bineînțeles, există și întrebări mari care nu și-au, și câteodată simplu de formulat, care nu și-au găsit răspunsul. Pentru că până și dacă vă uitați în 90 și nu mai știu, gândiți-vă la conjectura lui Fermat, în 94 sau 96 abia a fost descoperită demonstrația. Și asta este o, cum să spun, un enunț foarte ușor de formulat pe care l-au atacat foarte mulți oameni de-a lungul secolelor. Dar până să găsești, până să se construiască o întreagă, cum să spun, o întreagă structură pe care, de la care să ajungi la demonstrație, asta s-a bazat pe o grămadă de pași mici, care de fapt nu se văd, dar ei există acolo și e important că au fost făcuți de cineva. Na. Cam asta este, asta e răspunsul care încerc să explic cu ce mai relevant ce cercetare facem noi acum. Și ai foarte mare dreptate că până la urmă pașii mici contează cel mai mult și nu se poate clădi nimic, eu știu, dintr-o dată, decât pe ceea ce s-a făcut anterior. Și am primit o întrebare de la Asociația Astronomică Sirius referitor la ceea ce multă lume și multe speculații sunt, și nu știu dacă ai răspuns neapărat, referitoare la constatările extraordinare legate de construcția Marii Piramide de la Giza. Acolo toată lumea, nu știu cât este de demonstrat, dar, de exemplu, te întreabă dacă consider că prin constatarea folosirii unui raport sacru la construcția Marii Piramide, care a fost făcută în 4700 înainte de Hristos, putem trage concluzia că la acel moment se cunoștea aplicabilitatea geometrică a numerelor lui Fibonacci. Lucrarea lui, practic, a apărut în 1220, adică în epoca premergătoare tiparului. Da, asta, într-adevăr, e foarte greu de zis. Adică nu sunt istoric matematician acum să vă spun despre ce e vorba. Desigur, chestia asta cu numerele lui Fibonacci are legătură cu o anumită proporție care spune numărul de aur fi, despre care profesorul nostru de matematică atunci când eram în liceu ne spunea tot timpul și pe noi nu prea ne interesa. Dar de fapt, are legătură cu ceea ce percepem noi oamenii ca fiind armonios, frumos, proporțional. Și asta e oarecum, cum să spun, e surprinzător că un asemenea număr este de fapt, că numărul, el existând obiectiv, este manifestat prin o preferință umană, de fapt. Faptul că conștiința umană își dă seama că asta e frumos și armonios și altceva mai puțin. Deci asta cu siguranță cumva e din faptul că numărul respectiv exista, fie că oamenii au construit piramide sau nu, sau fie că Fibonacci a scris ceva despre un șir sau nu. Dar da, uite, chestiile astea se faptul că numerele există deja și ele se manifestă cumva în
conștiința colectivă umană de dinainte prin o intuiție sau un presimțământ sau o preferință către ceva. Da, asta există. Ele trebuie doar descoperite mai târziu, când ai unelte suficiente, când pașii mici au fost făcuți, astfel încât ca cineva să poată să scrie articolul respectiv. Cred că asta doar pur și simplu ne dovedește mult mai mult legătura și conexia pe care noi avem cu matematica prin mediul nostru înconjurător, să zic așa. Și practic tot cum Marcus de Satoi spunea că parcă ori de câte ori un artist trage o linie pe un canvas sau un sculptor sculptează o formă, practic geometria iese la iveală. Pentru că e ceva în noi în care practic ne atrage să exprimăm matematica într-un mod estetic. Da, păi și acum în artă, arhitectura modernă apar foarte des formele pe care vi le-am descris, de fapt. Dacă ești un arhitect, ai auzit de o grămadă de clădiri care sunt în forma paraboloidului hiperbolic. Și dacă ați fost, de exemplu, la aeroportul din Madrid, Barajas, acoperișul de acolo e exact în forma asta, pentru că sunt foarte plăcute ochiului. Arată cumva armonios. Și atunci le reprezentăm. Și ca să le reprezint, trebuie să știi matematică, pentru că nu poți să le descrii altfel corect. La chestii de inginerie și de proiectare trebuie să fii foarte precis. Și atunci trebuie să știi, trebuie să cunoști obiectul dinainte. Aș vrea să termin cu, pentru că uite-te, nu știu cum, dar a trecut o oră de discuție de matematică și... Dar aș vrea să te întreb unde te vezi în, eu știu, în 10 ani, în cariera de matematician? Cum te vezi, nu știu, descoperind ceva, cercetând anumite lucruri, aplicând ceea ce tu cercetezi? Aș vrea să văd cam cum îți vezi proiectată cariera în viitor. Păi, avem cu toții planuri destul de ambițioase despre ce am vrea să facem, pentru că trebuie să ai un asemenea plan ca să ai cât de cât o idee în ce direcție vrei să te îndrepți. Și el funcționează ca un fel de motivație suplimentară, știind că vrei să mergi într-o anumită direcție. De exemplu, eu mi-aș dori să fac o clasificare de a tuturor obiectelor patru-dimensionale de tipul pe care îl studiez. Dar vă dați seama, asta este o motivație. Dacă eu spun asta unui om pe care l-am întâlnit la o nuntă al unui prieten, pentru el nu înseamnă nimic. Mie să spun chestia asta personal îmi provoacă oarecare, nu știu, emoție, ambiție, cum să-i spun. Dar e foarte greu de explicat sentimentul dacă nu ești neapărat legat de tipul de cercetare pe care îl fac. De fapt, dacă mă gândesc foarte bine la ce fac acum, aș dori doar un fel de continuare naturală a ceea ce se întâmplă, pentru că deja cunosc mulți oameni, vorbesc cu mulți oameni despre matematică, am mulți colaboratori cu care îmi face plăcere să mă întâlnesc în fiecare săptămână, să discutăm. Nu cred că ceea ce vreau, în afară de un pic mai multă stabilitate în privința locului de muncă, dar din punct de vedere al cercetării pe care o fac, nu cred că îmi doresc mult mai mult decât ceea ce am acum. Pentru că îmi place mult ceea ce fac. Și crezi că ți-ai putea clădi o carieră în cercetare matematică în România? Eu personal sau în general? Răspuns cum dorești. În sensul că poate dacă cineva, eu știu, își dorește matematică, dar nu îi se deschid ușile în afară. Da. Dar dacă... Deci,
În primul rând, mi se pare că merită pentru că cercetătorii și de la și profesorii de la facultate și cercetătorii de la institut, cel puțin în București, pentru că despre asta știu eu, nu în toate domeniile, dar în multe dintre ele sunt niște oameni foarte competenți. Mie mi-a plăcut foarte mult să fiu studentă acolo. Singurul motiv, cred, pentru care am plecat când am plecat din țară e că atunci mi se spunea că nu prea sunt posturi. Asta e o problemă destul de globală acum, oricum. Și am colegi care au rămas și acum lucrează la institut și ei. Deci, da, bineînțeles că se poate să fii cercetător în România. O să ai niște colegi super și niște mentori foarte faini. Sunt probleme cum sunt peste tot, dar nu mi se pare că e deloc mai prejos cercetarea aici decât în afară. Îți mulțumim mult, Liana, pentru ora pe care ne-ai acordat-o, pentru că ne-ai arătat că matematica poate fi foarte fascinantă și cred că ne ajută așa de mult să înțelegem lumea din prejurul nostru și nu numai asta, dar și din perspectivă istorică, uite cum au fost întrebările pe care le-am primit. Matematica, practic, se poate aplica și o limbă pe care cu care poți vorbi în multe domenii. Așa că vă încurajăm să fiți curioși, iar orele de matematică, deși poate nu vă stârnesc întotdeauna curiozitatea și pasiunea, dar cred că dacă ieșiți un pic din linie și încercați să fiți un pic mai curioși, poate veți găsi ceva ce într-adevăr poate vă stârnește o curiozitate mai mult spre acest domeniu. Pentru că, uite, așa cum Diana a demonstrat, poate fi, într-adevăr, poate fi o carieră sau poate fi doar pur și simplu o pasiune. Dar merită să o urmați. Matematica este, cred că, limba multor domenii. Noi îți mulțumim mult, Liana, și te mai așteptăm la Romanian Science Festival cu alte prezentări pe matematică și noi ne dăm întâlnire joia viitoare la aceeași oră cu altă prezentare înainte de Crăciun. Să aveți o seară bună! La revedere!